Harry Potter și prizonierul din Azkaban de J.K. Rowling Capitolul 2 Cumplita greșeală mătușii Marge Dimineața următoare, când coborâ la micul dejun, Harry îi găsi pe cei trei Dursley deja așezați în jurul mesei de bucătărie. Se uitau la un televizor nou-nouț, un cadou de bun venit în vacanța de vară pentru Dudley, care făcuse mare zarvă și se plânsese agasant de lungul drum dintre frigider și televizorul din sufragerie. Dudley și petrecuse cea mai mare parte a vacanței în bucătărie, cu ochii lui mici ca de porc, a țintis pe ecranul televizorului și cu cele cinci bărbi tremurându-i în timp ce mânca non-stop. Harry se așeză între Dudley și unchiul Vernon, un bărbat masiv, aproape fără gât și cu o mustață stufoasă. Departe de a iura la mulți ani lui Harry, Niciunul dintre membrii familiei Dursley nu dădu vreun semn că ar fi observat că Harry intrase în bucătărie. Harry era însă mult prea obișnuit cu purtarea lor pentru a-i mai păsa. Își lua o bucată de pâine prăjită și apoi ridică privirea către crainicul de la televizor care era la mijlocul unei relatări despre evadarea unui pușcăriaș. Oamenii sunt avertizați că Black este înarmat și extrem de periculos. A fost instalat o linie specială la care se poate raporta imediat orice informație despre el. Nu era nevoie să ne mai spună că e un rău făcător, răgni unchiul Vernon, holbându-se la prizonier pe deasupra ziarului. Uitați-vă în ce halie! Parazit împuțit! Ce păr slinos! Aruncă o privire răutăcioasă către Harry, al cărui păr ciufulit constituise întotdeauna o sursă de enervare pentru unchiul Vernon. Însă în comparație cu omul de la televizor a cărui față subte era înconjurată de un încălceală până la cot, Harry se simți într-adevăr foarte îngrijit pieptănat. Crainicul reapăru. Ministrul agriculturii și pescuitului va anunța astăzi Stai așa!" răgni un Vernon holbându-se furios la crainic. Nu ne-ai spus de unde a evadat!" La ce ajută asta?" Zmintitul ar putea fi chiar acum pe strada noastră. Mătușa Petunia, o soasă și cu o față ca de cal, se întoarse rapid și se uite imediat pe fereastra de la bucătărie. Harry știa că mătușa Petunia ar fi fost pur și simplu nebunită de fericire să fie ea cea care suna la linia specială. Era cea mai băgăcioasă femeie din lume și își petrecuse cea mai mare parte din viață, spionându-și vecinii plictisitori de pașnici. Când or să învețe că numai spânzurătoarea îi poate potoli pe oamenii ăștia? Zise unchiul Vernon, bătând cu pumnul său mare și vedeți în masă. Foarte adevărat, zise mătușa Petunia, care încă se uita în curtea vecinilor. Unchiul Vernon își goli ceașca de ceai, se uită la ceas și adăugă. Ar fi bine să plec cât mai repede, Petunia. Trenul lui Margi vine la 10. Harry, care era cu gândul la trusa pentru întreținerea cozilor de mătură, fu readus cu picioarele pe pământ ca și cum ar fi căzut brusc, cu o bufnitură puternică. Mătușa Marge! Vine aici! Mătușa Marge era sora unchiului Vernon. Deși nu era rudă de sânge cu Harry, a cărui mamă fusese sora mătușii Petunia, băiatul fusese obligat să-i spună mătușă de când se știa. Mătușa Marge trăia la țară, într-o casă cu o curte mare, unde creștea buldoci. Rare ori venea în casă de pe aleea boschetelor pentru că nu se putea dezlipi de prețioșii ei câini, însă fiecare vizită a ei rămânea întipărită dureros în mintea lui Harry. La petrecerea dată, când dad îl împlinise cinci ani, mătușa Marge îl pognise pe Harry în fluierul piciorului pentru ca acesta să nu-i mai bată nepotul la jocul pe care îl jucau cei doi copii. Câțiva ani mai târziu apăruse de Crăciun cu un robot computerizat pentru Dudley și o cutie de biscuiți pentru câine pe care o deduse lui Harry. Cu ocazia ultimei sale vizite, un an înainte de a începe cursul la Hogwarts, Harry îl călcase din greșeală pe labă pe câinele ei preferat. Spintecătorul, căci așa îl chema pe câine, îl alergase pe Harry prin toată grădina, forțându-l să se urce într-un pom, iar mătușa Marge refuzase să-l îndepărteze pe câine de copac până după miezul nopții. Amintirea acestui incident încă aducea lacrimi de râs în ochii lui Dudley. Marge va rămâne aici timp de o săptămână, se rățui unchiul Vernon și dacă toți suntem la subiectul ăsta, îndreptă amenințător un deget gras către Harry, trebuie să lămurim niște lucruri înainte să o luăm de la gară. Dudley rânji și își dezlipi privirea de pe televizor. Momentele în care unchiul Vernon îl chinuia pe Harry erau cele mai distractive pentru el. În primul rând, mărâie unchiul Vernon, să ai grijă să folosești un limbaj civilizat când vorbești cu mătușa margi. Bine, zise Harry cu amărăciune, dacă face și ea la fel când vorbește cu mine. În al doilea rând, zise unchiul Vernon, purtându-se de parcă nici nu auzise răspunsul lui Harry, având în vedere că Marge nu știe nimic despre anormalitatea ta, nu vreau niciun fel de Chestii de tale cât stai aici. Să te porți frumos, ai înțeles? Dacă se va purta și ea, spuse Harry printre dinți. Și în al treilea rând, zise unchiul Vernon. ochii săi mici și, rei fiind acum doar două cute pe fața mare și congestionată, i-am spus lui Marge că te duci la St. Brutus, Școala de Corecție pentru Delinvenții incurabili. Cum? și vei face bine să susții și tu aceeași poveste. Sau o să ai mari probleme. Harry rămase acolo pari și înfuriat, privindu-l pe unchiul Vernon și abia venindu-i să-și creadă urechilor. Mătușa Margi, în vizită, o săptămână întreagă, era cel mai groaznic cadou de ziua lui pe care îl făcuse familia Dursley vreodată. Chiar dacă punea la socoteală și perechea de șosete veche ale unchiului Vernon. Ei bine, Petunia, zise unchiul Vernon ridicându-se greoi, mă duc la gară. Dadlicuț, vii cu mine? Nu, zise Dadlia, cărui atenție se reîndreptase asupra televizorului acum că unchiul Vernon terminase cu amenințările la adresa lui Harry. Dadlicuț trebuie să se facă frumos pentru mătușica lui, zise mătușa Petunia, netezindu-i părul des și blond. Mămica i-a cumpărat un papion nou tare drăguț. Unchiul Vernon îl bătu pe Dudley pe umărul lui grăsan. Atunci ne vedem curând, spuse el și ieși din bucătărie. Lui Harry, care rămăsese îngrozit ca într-un fel de transă, îi veni brusc o idee strălucită. Abandonându-și pâinea prăjită pe masă, se ridică repede și îl urmă pe unchiul Vernon până la ușă. Unchiul Vernon își punea haina pe care o îmbrăca întotdeauna când mergea cu mașina. Nu vorbeam cu tine, se rățui el văzându-l pe Harry când se întoase. De parcă aș vrea să vin, zise Harry rece. Vreau să te rog ceva. Unchiul Vernon îl privi bănuitor. Elevii din al treilea an la Hagul, vreau să spun, la școala mea, pot vizita un sat din apropiere, începu Harry. Și ce? Se rățui unchiul Vernon luând cheile de la mașină dintr-un cui de lângă ușă. Am nevoie să-mi semnez un permis ca să pot face lucru acesta. Și de ce aș face asta? Păi... Uh, nu va fi foarte ușor să o conving pe mătușa Marge că mă duc la Saint, cum ai spus? Saint Brutus, școala de corecție pentru delinvenți incurabili. Răgni unchiul Vernon și Harry fu mulțumit să distingă un car de disperare în vocea lui. Exact, zise Harry, tindu-se calm către fața lătăreață și congestuiată a unchiului Vernon. Este prea mult de ținut minte. O să trebuiască să par convingător, nu? Dacă o să-mi scape ceva din greșeală. O să sune apa în cap! Asta o să ți se întâmple! tună unchiul Vernon apropiindu-se de Harry cu pumnul ridicat. Dar Harry rămase pe poziția. Sunetul apei din capul meu... Nu o să facă pe mătușa marș să uite ce aș putea să-i spun. Unchiul Vernon se opri cu pumnul încă ridicat, pe față întipărindu-i se o grimasă îngrozitoare. Dar dacă însemnez permisul, continuă Harry repede, jur că o să țin minte la ce școală se presupune că merg și o să mă comport ca un... de parcă aș fi normal și toate celelalte. Harry își dădu seama că unchiul Vernon cântărea faptele chiar dacă dinții erau dezgoliți și îi pulsa o venă la tâmplă. Bine, bine, răbufni el într-un târziu. O să-ți urmăresc comportamentul cu mare atenție în timpul vizitei lui Marge. Dacă te porți frumos până la sfârșit, nu sari peste cal și spui ce te-am învățat eu, o să-ți semnezi permisul la furisit. se întoarse, deschise ușa cu putere și o trântie atât de tare încât căzu unul dintre ochiurile mici de geam din partea de sus. Harry nu se mai întoarse în bucătărie, se duse la etaj în camera lui. Dacă urma să se comporte ca un încuiat adevărat, era cazul să înceapă de pe atunci. Încet și cu tristețe strânse toate cadourile și felicitările primite și le ascunse sub scândura dezlipită din podea, lângă temele pentru școală. Apoi se duse la colivia lui Hedwig. Errol părea să-și fi revenit și el și Hedwig dormeau cu capetele sub aripi. Harry oftea, apoi trezi pe amândoi. Hedwig, spuse el a bătut, o să trebuiască să dispare o săptămână. Du-te cu Errol. Ron o să aibă grijă de tine. O să scriu un bilețel să-i explic. Și nu te mai uita așa la mine. În ochii mari, ca de chihlimbar al lui Hedwig, se citea disprețul. Nu e vina mea. E singurul mod în care mi se permite să vizitez Hogsmeade. Împreună cu Ron și Hermione. Zece minute mai târziu, Aaron și Hedwig, care aveau legat de picior câte un bilețel pentru Ron, se repeziră afară pe fereastră și curând dispărură cu totul. Harry, care se simțea îngrozitor, puse cu Livia goală în dulap, dar nu-i rămase mult timp să-i plângă de milă, fiindcă imediat se auziră urlele mătușii pe Petunia, care îl striga să vină să-l întâmpine pe oaspete cum se cuvine. Fă ceva cu părul ăla!" rânghionti când Harry ajunse în hol. Harry știa însă că degeaba s-ar fi chinuit să-și aranjeze părul. Mătușa Marge adora pur și simplu să-l critique, așa că era cu atât mai fericită cu cât găsea mai multe prilejuri să-l certe. Curând se auzi scârșnetul pneurilor mașinii unchiului Vernon care parca pe alee, urmat de uși trântite și de pași grăbiți spre casă. Du-te și deschide ușa!" șuieră mătușa petunia printre dinți. Harry Simțim un ghem în stomac când deschise larg ușa. Mătușa margi, stătea deja în prag. Semna foarte bine cu unchiul Vernon. Avea aceeași față, lătăreață, bovină, foarte congestionată, cu mustață chiar, deși nu așa stufoasă ca unchiului Vernon. Într-o mână ținea o valiză uriașă, iar cu cealaltă mângâia creștetul unui bulldog bătrân și fioros. Unde este dudley Ne nepoțelul meu iubit? Dudley? și gâna spre ea cu părul lins pe frunte și cu un papion la gât, abia vizibil din cauza gușelor. Mătușa Marge și-a zvârlit valiza către Harry, lovindu-l în stomac și îl strânse la piept pe Dudley, după care îl sărută zgomotos pe obraz. Harry știa prea bine că lui Dudley se promisese o recompensă grasă numai ca să se lase îmbrățișat de mătușa Marge, așa că nu fu surprins când în mâna acestuia apăru aproape instantaneu o bagnotă de 25 de lire. Petunia! exclamă iar mătușa Marge trecând ca o furtună pe lângă Harry, ca și cum băiatul ar fi fost un simplu cuier neînsuflețit. Mătușa Marge și mătușa Petunia se sărutară sau mai degrabă mătușa Marge își lipi maxilarul masiv de și scheletice ai mătușii Petunia. Unchiul Vernon intră și el în casă zâmbind jovial și închizând ușa după el. Vrei un ceai, Marge? Spintecătorului ce să-i dau? O să-i dau eu puțin ceai în farfurioara mea, zise mătușa Margi și se îndrepta spre bucătărie cu toții, lăsându-l pe Harry singurel și cu valiza în mână. Dar Harry era mulțumit. Profita de orice ocazie ca să stea cât mai departe de mătușa Margi. Așa că început să urce scările cu valiza în mână spre dormitorul pentru oaspeți. Încet, încetișor, ca să nu fie nevoie să dea ochii cu mătușa Margi prea curând. Când se-ntoarse în bucătărie, mătușa marj pusese deja servită cu ceai și prăjiturele, iar într-un colț, spintecătorul sorbea zgomotos din farfurioară. Harry o văzut pe mătușa Petunia, clipind neliniștită și privind cum stropii de ceai și balele câinelui îi murdăreau podeaua sclipitoare. Mătușa Petunia ura animalele. Cine are grijă de ceilalți câini margi?" întrebă unchiul Vernon. L-am rugat pe colonelul Fabster să aibă grijă de ei cât lipsesc. A ieșit la pensie, așa că nu-i strică să se ocupe cu ceva. Dar pe el trebuia să-l iau cu mine. Suferă cumplit când sunt plecată. Spintăcătorul scoase câteva mărreli în timp ce Harry se așeza pe un scaun. Asta o făcu pe mătușa Marș să se uite la Harry. Hmm, tot aici ești, nu-i așa? Da răspunse Harry. Și nu mai spune da cu tonul ăsta nerecunoscător. Ar trebui să le mulțumești lui Vernon și Petunia pentru că te-au lăsat să stai la ei. Eu te-aș fi trimis imediat la un orfelinat dacă mi te-ar fi lăsat cineva pe treptele casei. Tare ar fi vrut să-i spună că ar fi preferat să stea la orfelinat decât cu ea, dar gândul la Hawksmaid îl făcu să se abțină. Schiță chiar un zâmbet chinuit. Nu te strâmba la mine, Văd că nu s-a schimbat nimic în purtările tale de când am fost ultima dată aici. Sorbi o gură de ceai, după care șterse mustața și întrebă. Și unde l-ai trimis la școală, Vernon? La St. Brutus, se grăbi să răspundă unchiul Vernon. E un institut foarte bun pentru cazurile disperate. Aha! Și folosesc bastonul la institutul ăsta? Păi, uh... Unchiul Vernon făcu apoi un semn scurt pe la spatele mătușii margi. Da, zise Harry cu multă convingere și ca să facă lucrurile cum trebuie, adăugă repede. Aproape tot timpul. Excelent! Eu nu sunt de acord cu aurelele astea acum că bătaia ar trebui interzisă. E meritată din plin în 99 de cazuri din 100. Și te-a bătut des? Oh, da, făcu Harry, nici nu mai știu de câte ori. Mătușa Marș privi pe sub sprâncene. Mie tot nu-mi place tonul cu care îmi vorbești. Dacă spui asta atât de liniștit, înseamnă că nu te-au altoit cum trebuie. Petunia, dacă aș fi în locul tău, eu aș scrie la școală și le-aș recomanda să fie mai severi. Poate fiindcă se temea că Harry o să uite de înțelegerea dintre ei, unchiul Vernon schimbă brusc subiectul. Ai auzit la știrile de dimineață despre prizonierul evadat, Marge? Mătușa Marge începea să se simtă ca acasă. Harry nu se putea abține să se gândească la felul în care ar fi decurs viața lui dacă ea nu ar fi venit în vizită. Unchiul Vernon și mătușa Petunia îl încurajau mai tot timpul să stea cât mai la o parte din calea lor, iar Harry profita din plin de lucru acesta. Mătușa Marge s-ar fi dorit să-l țină sub supraveghere mereu, și să-l bombardeze cu răutăți și sfaturi de bună purtare. Simțea o plăcere deosebită să-l compare pe Harry cu dragul ei Dudley, care îi dădea o mulțime de cadouri privindul l cu reproș pe Harry, ca și cum s-ar fi mirat că băiatul nu avea și el un cadou pentru Dudley sublinia foarte des anumite aspecte din fățișarea sa sau din purtarea lui Harry, care, după părerea ei, îl făceau atât de neplăcut în ochii celor din jur nu trebuie să te învinovățești pe tine, Vernon, pentru ce ai ieșit din băiatul ăsta, zise ea la masă, în a treia zi a șederii la familia Dursley. Dacă e ceva putret pe dinăuntru, n-ai ce să-i faci. Harry încercă să se concentreze asupra mâncării din farfurie, dar simțea cum îi ard obrajii de mânie. Gândește-te la Hogsmeade, gândește-te la Hogsmeade, încerca el să se calmeze. Nu zice nimic, nu ridica tonul. Mătușa Marș se întinse după paharul ei cu vin. Este una dintre regulile de bază ale dresării câinilor, spuse ea. Dacă e ceva în neregulă cu cățeaua, atunci puiul... În acel moment, paharul din mâna mătușii marci se făcut țândări. O mulțime de cioburi se împrășteară peste tot, făcând-o pe mătușa marci să scuipe și să închidă ochii. Marge! strigă mătușa Petunia. Ai pățit ceva? Nu te îngrijora, dragă. Probabil că l-am strâns prea tare. Așa mi s-a întâmplat și acasă la colnelu Fabster. O să face probleme. Doar știi cât de puternică sunt. Dar mătușa Petunia și unchiul Vernon îl priveau deja bănuitori pe Harry, care se gândi că ar fi mai prudent să se scoale de la masă cât mai repede. Așa și făcu, deși încă nu se servise desertul. Ajuns în hol, se sprijini de perete și respiră adânc. De multă vreme nu-și mai pierduse controlul ca să facă lucrurile să explodeze. Nu trebuia să se mai întâmple așa ceva. Învoirea pentru Hawksmade era tot ce conta, iar dacă s-ar mai fi întâmplat astfel de lucruri, ar fi avut probleme serioase cu Ministerul Magiei. Harry nu avea încă vârsta corespunzătoare și se interzicea să facă vrăji în afara școlii. Și nu era la prima abatere. Numai departe de vara trecută, îi se atrase atenția că dacă mai făcea vrăj în casa din Alea Privet, de la numărul 4, Ministerul Magiei avea să-l expulzeze de la Hogwarts Academia de Magie, Farmece și Vrăjitorii. Harry auzis caunele scaunele la bucătărie și știu că terminase rămasa, așa că se grăbi să se ducă în camera lui. Harry își petrecu următoarele zile chinuindu-se să se gândească la trusa pentru îngrijirea cozilor de mătură ori de câte ori mătușa marș se lega de el. Acest lucru era de mare ajutor, deși probabil că avea o privire absentă, care o făcea pe mătușa Marci să declare că băiatul nu era în toate mințile, fără nicio discuție. În cele din urmă, slavă Domnului, veni și ultima zi a vizitei mătușii Marci. Mătușa Petunia găti un prânz pe cinste, iar unchiul Vernon destupă mai multe sticle de vin. Trecusele deja de supă și de somonul afumat, fără ca cineva să facă o referire la defectele lui Harry și în timpul desertului, unchiul Vernon îi plictisi pe toți cu o tiradă despre serviciul lui la Grunnings, compania de fabricat burghie. După aceea, mătușa Petunia servi cafeaua, iar unchiul Vernon a dus o sticlă de coniac. Marge, nu vrei și tu un păhărel? Mătușa Marge băuse deja foarte mult vin. Fața îi era și mai roșie ca de obicei. Da, unul mic. <laughs> Puțin mai mult, te rog. Așa, încă puțin. Bravo! Dudley înfuleca a patra bucată de plăcintă. Mătușa Petunia sorbea cafeaua cu degetul mic ridicat puțin. Harry ar fi dat orice să se facă nevăzut în camera lui, dar întâlni privirea cruntă a unchiului Vernon și înțelese că trebuia să mai suporte. Ce bun!" făcu mătușa marci plescăind zgomotos în timp ce lăsa pe masă paharul gol te-a întrecut pe tine, pe Eu, cu 12 câini, n-am timp de o asemenea masă. Îmi pregătesc ceva rapid și gata. Îi veni să râgâie și o făcu mângându-și stomacul umflat. <coughs> Scuze, cât îmi place să văd un copil sănătos și cu pofte de mâncare, zise admirativ privindul l drăgăstos pe Dadli. O să ajungi un bărbat pe cinste, cuți, ca tatăl tău. Vernon, mai punem puțin coniac, te rog. Pe când ăsta? Și mătușa marș pe un semn spre Harry, care își simți stomacul tresăltând. Trusa, își zise el repede. Și ce privire are! Ascunsă și rea. Și la câini poți observa lucrul acesta uneori. L-am spus pe colonelul Faster să-l pe unul anul trecut. Dar era rău și neam prost. Harry se străduia să-și amintească ce scria pe pagina 12 a manualului Întrețineți tu singur mătura la capitolul Vrăj pentru a trata măturile încăpățânate. E o chestie de moștenire, așa cum vă spuneam zilele trecute. Neamul prost, tot neam prost rămâne. Nu că aș avea ceva cu familia voastră, zise ea și o mângâia afectos pe braț pe mătușa Petunia. Dar sora ta a fost oaia neagra familiei. Se întâmplă și în cele mai bune familii. S-a mai și încurcat cu un derbedeu și iată rezultatul în fața voastră. Harry se holba în farfurie, dar ceva ciudat îi suna în urechi. Apucați mătura strâns de coadă și mai încercă el în gând, dar îi fu imposibil să-și mai amintească ce urma. Vocea mătușii margi îi sfredelea creierii ca și cum ar fi fost unul dintre burghiele unchiului Vernon. Și poate ăsta nu mi-a zis niciodată cu ce se ocupa. Continuă ea și, și mai turnă coniac în pahar și pe fața de masă, spre groaza mătușii pe tunia și a unchiului Vernon, care erau cât se poate de crispați. Dudley își ridicase capul din farfuria cu plăcintă, privindu-și părinții cu interes. Păi eu nu lucra propriu zis, începu unchiul Vernon, privindu-l cu coada ochiului pe Harry, era șomer. Nici nu-mi închipuiam altfel. Făcu mătușa mari sorbind satisfăcută din paharul cu coniac și ștergându-și apoi bărbia cu mâneca. Un terchea berchea, bun de nimic. Un leneș, un... Nu-i adevărat, strigă Harry deodată. Se făcu o liniște de plină. Harry nu-și mai amintea să fi fost vreodată mai supărat. Să mai bem niște coniac, Seriunchiul unchiul Vernon, care se făcuse alb ca varul și răsturnă ce mai rămăsese în sticlă în paharul mătușii marge. Și tu, băiete, te poți duce la culcare, nu te mai holba. Nu, Vernon, de ce? Întrebă mătușa Marge cu ochii injectați, fixați cu răutate asupra lui Harry. Continuă, continuă. Ești mândru de părinții tăi, nu-i așa? Ai și de ce? Au făcut acel accident de mașină beți, probabil. N-au murit în niciun accident de mașină, strigă Harry ridicându-se în picioare. Ba da, într-un accident de mașină, mincinosule, și te-au lăsat pe tine pe capul rudelor tale cinstite, care muncesc pe rupte, spumega mătușa margi, ca să te țină pe tine, un obraznic, un mincinos, un... Dar mătușa margi se opri brusc. Cuvintele păreau că refuză să-i mai iasă din gâtlej. Mătușa Margi se umfla de furie și se tot umfla, fără să se mai oprească. Fața stacojiei se lăbărțase și mai mult, ochii îi se bulbucaseră, iar limba ieșise din gură. În clipele următoare îi plesniră câțiva nasturi de la jacheta ei roșie de tuit, fiind izbiți cu putere de perete. Arăta ca un balon monstruos. Stomacul îi se revărsa acum de sub jacheta fără nasturi, iar degetele îi se umflaseră ca niște cârnați. Margi! urlară unchiul Vălnă și mătușa Petunia într-un glas, în timp ce corpul umflat al mătușii Margi se desprindea de pe scaun și se îndrepta spre tavan. Acum era rotundă. O tova, ca o geamandură cu ochi mici ca de purcea, cu mâinile și picioarele depărtate și îndreptându-se spre tavan, abia ignind. Spintecătorul lătra ca turbat, sărind cât putea de sus. Nu!" Unchiul Vernon o apucă de un picior și încercă să o tragă spre pământ, dar aproape că fu și el ridicat de la podea. În clipa următoare, spintecătorul se repezi și își înfipse colți în piciorul unchiului Vernon. Harry o zbughi din sufragerie înainte ca cineva să-l poată opri și se ascunse în nișa de sub scară. Ușa nișei se deschise brusc, ca prin farmec, când ajunse în dreptul ei. În câteva secunde, Harry își dusese deja cufărul până la ușa de la intrare. O zbugie apoi sus pe scări în camera lui. Se aplecă sub pat, desprinse scândura din podea și își luă de acolo cărțile și cadourile pe care le primise de ziua lui. Luă în grabă și colivia goală lui Hedwig și ajunse lângă cufăr tocmai când unchiul Vernon ieșea din sufragerie șchiopătând cu piciorul însângerat. Vino înapoi! Imediat! Să o faci cum era! Acum!" Dar o furie cumplită puseze stăpânire pe Harry, deschise cufărul și scoase bagheta magică pe care o îndreptă către unchiul Vernon. A meritat-o, a meritat din plin tot ce i s-a întâmplat. Nu vă apropiați de mine, mai zise el amenințător. Prinse mânerul ușii și dădu să iasă. Plec, m-am săturat, mi-a ajuns. În clipa următoare se și afla pe stradă în întuneric, trăgând cufărul greu după el și ținând cu Livia goală sub braț.